A fost odată un om care, după 20 de ani de așteptare, i s-a născut un fiu. Iar în ziua în care copilul a crescut și se pregăteau să-i facă nunta, în ziua bucuriei, vă dați seama, a așteptat 20 de ani să-i vină copilul, și când a ajuns copilul la vârsta de 18-20, când s-a căsătorit, și a invitat toate rudele, toți vecinii la nuntă, la o masă mare. Între care și-a invitat și vecinul care stătea gard în gard cu el. Și printre altele, în tot acel balamuc, a văzut că vecinul din familia lui nu a venit nimeni. Și știți, mai ales în societățile arabe, când chem pe cineva la masă, la nuntă, da? Nu-l chem ca să iei darul, cum e la noi aici. Când inviți pe cineva la nuntă, trebuie să dea dar. Acolo nu e. Ba chiar în unele zone e considerat să te duci cu un dar. El te invită de bucurie, îți dă o masă, te invită să mănânci. Adică ca prieten. Dacă te duci și dai un cadou sau dar, se supără în unele zone. El și-a invitat toți vecinii și din casa vecinului nu a venit decât fiul cel mic și el a mâncat în grabă puțin și a plecat. La care el s-a supărat. A spus, eu odată în viață o să fac și eu o masă mare și vecinul care stă gard în gard cu mine de ani de zile nu vine? Între timp, bine, au făcut pregătirile de nuntă, erau în floare, au venit invitații, au mâncat. După ce au mâncat, între timp, el a văzut că în curte la vecinul e ceva care derulează, e aglomerație, e mișcare, e... Dar a zis, lasă-i în pace că oamenii nu au venit, nu m-au cinstit, nu mă respectă. Nu sunt oameni serioși, nu sunt vecini de... A? Nu sunt vecini cum ar trebui să fie. Trebuia să-mi fie alături în această zi, mai ales că l-am invitat. Povestea e mai lungă întâmplare, dar încerc să scurtez, pentru că pilda este importantă. Și abia după ce au venit musafirii, au mâncat... toți bucuroși. Între timp a venit băiatul cel mic cu mașina și a zis, dacă aveți nevoie de cărat, de adus vecin ceva sau să trimiteți pe cineva să vă ajute. A spus, nu avem nevoie. Avem destui invitați, avem mașini, nu avem nevoie. Era supărat că nu au participat la bucuria lui. Și el în mintea lui a făcut N planuri. Abia seara, după ce s-a terminat nunta, au văzut că din casa vecinului iese un cortegiu funerar, genaze. Este un tabut. Și a întrebat ce s-a întâmplat. La care băiatul cel mare al vecinului a spus, a murit tata. Pe la prânz s-a îmbolnăvit, dimineața s-a îmbolnăvit. Și înainte să moară ne-a spus să nu cumva să țipați, să urlați. Să nu cumva să faceți balamuc. Să nu cumva să simtă vecinul nostru care a așteptat această zi măreață de 20 de ani. Să-l deranjați. Să nu simtă că a fost genaze. Nu este frumos față de vecinul nostru ca în această zi importantă să-l deranjăm. Și să-i luăm din bucuria lui. Și a spus, genazeul meu să plece de acasă după ce termină ei nunta. După ce se termină bucuria lor și masa și tot, atunci să plecați cu genazeul. Și când a auzit omul, a început să plângă. Când a auzit, a început să plângă. De ce? Vecinul lui care era gard în gard cu el, nu a vrut să-i strice această bucurie. Copiii lui, toți au respectat acest gând și a spus, Subhanallah, și eu câte planuri mi-am făcut în cap și câte vorbe și vecin și am vorbit despre el și am gândit despre el și am hotărât și am dat verdicte, nu mai vizitez, nu mai vorbesc cu el, nu mai salut, nu mai nu știu ce... Și vecinul care era pe patul de moarte sau se îmbolnăvise și a simțit că moare, că o să moară, cum se gândea la vecinul lui să nu-i strice bucuria. Asta este pilda multora din ziua de azi.